Aici suntem în zona Muntenia, deci încă din 1936, când s-a făcut muzeul, am avut o cârciumă, dar după câțiva ani s-a întâmplat ceva, un incendiu și a dispărut și deja aici, după 1990, s-a adus un han din Muntenia, din județul Prahova, care e deosebire între han și cârciumă. Cârciuma era un local unde mai se mănâncă și se bea, atât. Pe când hanul e, să zicem așa, echivalentul motelului. Adică hanul era de obicei, hanurile erau undeva la intersecții de drumuri comerciale sau erau la intrarea într-un oraș unde se făcea târguri și armaroace. Și aici se opreau negustorii, hanul, de ce se numește la barieră, ce înseamnă barieră. Barieră înainte era la intrările din oraș, exista o barieră și se lua o taxă, cum e acum în stațiuni. Taxă de stațiune, atunci era taxă pentru a veni în oraș și a face comerț. Și era barieră și la barieră acolo se plătea taxă. Și hanul se făcea dincolo de barieră ca să oprească acolo să nu plătească taxa. Având în vedere că la cârciumă și la han nu numai se mânca, ci se bea, avem aici și instalația de distilat, băuturi alcoolice distilate, cazanul tradițional lucrat manual din aramă, în care se fierbea fructele. Pe aici vaporii de alcool se ridicau, mergeau acolo, de aici în cadă era apă rece, în spirală prin care trecea vaporii se răcea, se transforma în lichid și acolo curgea. Apropo, termenul alambic este termen arabesc, care pe urmă l-au preluat turcii de la arabi, noi l-am preluat direct la turci sau prin greci și bulgari vecini care sunt între noi și turci. Alambic e un prefix, cum de exemplu avem algoritm, algebră, deci astea sunt toți termeni arabești. Și aici avem o instalație care tot e legată de drumeții, aici e service. Așa. Dar nu e service auto, da. E service pentru cai. Și cum făceau? Ia. Păi aici băga calul aici, pute prin astea să băga un băț cum e și acolo și îl izola aici pe cal să nu fugă și îi ridica câte un picior și schimba potcoavele, că drumurile erau pietruite, se tocea calul ca să nu tocească, zdrobească picioarele, era potcovit, dar potcoavele în timp toceau și trebuiau periodic schimbate. Și era băgat calul aici și era izolat și venea ferarul specializat în potcovărie și schimba potcoavele. Uite și aici avem și asta, aici era legați cai, cine ia călare pe cal, aici, sau, cine ia călare pe cal, tot aici își lega calul și mergea la cârciumă sau la han. Aici avem două construcții de locuințe semi-îngropate. Termenul general la care se spune este bordei. Bordei, în sensul strict al cuvântului, era pur și simplu o groapă acoperită. Dar aici, ce avem noi aici, este faza cea mai evoluată, care de fapt este, avem o casă construită din lemn de stejar masiv, dar care este pe jumătate îngropată în pământ. De ce se făcea așa îngropată? Avea multe avantaje îngroparea casei în pământ. Deci era un fel de adaptare la condițiile climaterice. De obicei, astea se făceau în zona de câmpie, unde vara este căldura foarte mare și casa fiind coborâtă în pământ. Apropo, am văzut în telenovelele astea sud-americane, au casele semi-îngropate, coboară pe niște trepte în casă. În felul ăsta se asigură aer condiționat natural, prin circulație naturală. Legile fizicii, aerul rece coboară în jos, aerul cald urcă în sus. Și dacă noaptea când e mai răcoare ai deschis ușa, îți vine aer răcoros de afară, curge în jos aerul rece și îl scoate pe cel cald de afară. Și așa vara este răcoare, chiar am observat aici. E căldură de 35 de grade sau mai mult, în orice casă când intri e cald ca și parcă ai făcut focul. Când intri aici simți răcoarea. Da. Că una e că intră aerul rece, plus că e izolat, pământul e mai rece, păstrează temperatura mai răcoroasă ca afară.
Dar spuneam că asta este ultima fază a construcțiilor. Deci nu e numai o groapă acoperită. Deci e făcut și pereții sunt făcuți din lemn masiv de steajar, foarte frumos lucrați, ornamentați. Construcții care le aveam aici sunt din sudul țării, din Muntenia și Oltenia, din zona de câmpie. Deci am spus cum era vara, dar și iarna la fel. Fiind îngropată, nu se recesc pereții. Că, mai ales în zona de câmpie, erau viscole înainte, vânt foarte puternic și îți recea pereții casei, trecea pe orice crăpătură cât de mică. Și... Dar asta fiind ascunsă în pământ, era protejat și de frig, acoperiș gros de paie deasupra care tot izolează termic. Și în afară de asta mai era și un aspect, să zicem, politic. Casele astea îngropate în pământ erau mai greu de observat. Când secole trecute ne vedeau turcii, tătarii și astea fiind îngropate erau și mai ferite de a fi observate, de distanță nu puteau fi văzute. Din toate punctele astea de vedere avea niște avantaje. Dar cu timpul, fiind astfel de construcții din vremuri mai trecute, mai sărăcăcioase, aici a apărut deja momentul de prestigiu. Deci asta deja se considera ceva vechi, ceva depășit și oamenii deja se considera ca o rușine să locuiește în bordei. Și deja au ieșit oamenii la suprafață, chiar dacă au pierdut niște avantaje. Sistemul constructiv a bordeilor, aici noi suntem în prima încăpere, numită Gârlici. Și pe urmă, deci încolo mai sunt mare încă două, trei încăperi, deci care era sistemul constructiv? Se tăia niște copaci care aveau despicat în formă de furcă, se punea într-un capăt și altul doi stâlpi și pe ei rezema o grindă masivă pe care, deci asta era principalul portant, doi stâlpi și grinda pe orizontală pe ei și pe urmă peste grinda asta se rezemau trunchiuri de copaci despicate în două și cu partea dreaptă în rezema și deasupra rămânea semirotundă. Și sunt făcute și gândit sistemul ca să fie ușor de demontat și de înlocuit. Vedeți, are aici un cui prins în piesa asta, zisă mârtac, și dacă împingi puțin în sus, o poți scoate și pune altă în loc. Deci ea nu e legată. Proptește ca să nu o alunece. Dar vedeți ce încadrament aveam și acolo la intrare și aici. Deci am zis că era ultima fază de evoluție a acestui timp de construcție. Era făcută și foarte frumos, avea și aspect estetic, nu numai pur și simplu adăpost de vremea aia. După statisticile, undeva pe la începutul secolului XIX, erau peste 50% de locuințe erau de asta bordeie. Și treptat s-a ieșit la suprafață și ultimele care au rămas au fost în sudul țării, în Oltenia, Muntenia, și astea au fost primele construcții aduse în muzeu după război, în 1948. Este primul director al muzeului Gheorghe Focșa. După ușă avem prima încăpere, e bucătăria. E un horn masiv pe care se ia fumul afară. Și jos e o vatră foarte joasă, o platformă pe care se fierbea mâncarea, pe care este și țestul. Deci tot țestul e specific sudului. Țestul e ca o pălărie făcută din pământ, se ridică, se pune înclinat, acolo se face focul, se încălzește și platforma de acolo, se încălzește și țestul propriu-zis. Acolo se pune o pâine, se făcea o pâine mai subțire, mai aplatizată, gen pizza. Chiar putea să pună și ceva pe ea, carne sau legume. Și după ce se încingea bine, punea până acolo, îl cobora și îl lăsa și îl se cocea. Și în ziua de azi mai folosește. Și în ziua de azi, dar tot rar. Și asta era camera în care stăteau? Nu, asta era camera de trecere. E un limbaj modern, să zicem, Andreu. Sau Andreu, da. Hall, da. Dar putea aici, de exemplu, vara, când era cald, putea să pună aici o pat și să doarmă aici. Sau, de exemplu, acea de alături, aici e o sanie și pe sanie tot avea asta și putea dormi și pe sanie aceea. A fost mult promovată și toată lumea știe de porțile maramureșene, dar nu scu nimic mai prejos, nici porțile din Gorjene. Și aceasta de care?
Asta e din Gorj. Gorjan. Da, ați văzut acolo bordelii, tot din Oltenia, dar din sud și tot lucrate în stejar, dar Gorjul e și mai evoluat, Gorjul fiind județul din nord, dinspre munte al Olteniei, unde sunt mai multe păduri, acolo s-a construit de preferință din lemn și având o tradiție veche s-a ajuns și la prelucrarea artistică a lemnului. Uite, să vii să arătăm îndeaproape așa detaliile. Deci avem încadramentul din funie sau frânghie și avem diverse tipuri de rozete lucrate cu dalta. Avem rozeta asta mare, evoluată, de multe cercuri concentrice. Aici avem rozete simple și sus iar avem rozete. Deci aici e, practic, e tot, nu există spațiu gol. Tot ce e gol e umplut, să nu rămâne nimic. Și la fel avem și pe aripile porții. Vedeți, și compoziția porții, vedeți, e pe două nivele. Da, Nivelul de jos e plin, compact, da. Și cel de sus e ajurat. Aici sunt două straturi, avem în spate pur și simplu scânduri simple și toate piesele astea sunt aplicate peste. Așa se făceau și uși de casă, la fel. Deci asta e decor aplicat. Deja aici e perioada undeva numai de vreme de a doua jumătate secolul XIX, că aici avem lucrate cu rindeaua. Da. Astea sunt făcute cu rindeaua, celelalte sunt făcute cu dalta. Aici e decupat cu ferestreul. Multe unelte folosite aici. Da. Chiar și acolo, vezi, asta tot e decupat cu ferestrău. Deci era, deja asta e începutul erei industriale, când se produceau ferestraile de fabrică. Vedeți și gardul, la fel, unde se vede mai bine acolo, ori aici. Și gardul lucra la fel, cu rozete. Deci aici vedem mai multe gospodării în aceeași curte, înțeleg, nu? Sunt mai multe tipuri de case. Da, aici avem, să zicem, mai multe tipuri de construcții chiar. De construcții, da. Uite, începem cu asta cea mai arhaică, construcția cea mai arhaică. Deci la început era vorba de un adăpost, patru pereți și un acoperiș. Și vedeți, aici se arată lungimea. Avem acolo sus creasta acoperișului, care asta e lungimea. Și așa e lățimea. Și deci astea putea fi și locuințe cândva foarte de demult, fiind patru pereți și aici a prelungit acoperișul și rezemat pe doi stâlpi. Aici era un adăpost așa semi-închis, semi-deschis. Mai târziu, când a început să construiască case cu mai multe încăperi, asta a devenit cămară de păstrat, unelte de păstrat alimente, de asta nu i s-a mai făcut ferestre. Aici avem, uitați, aici fiind de zonă viticolă în Gorj, avem aici un stâlp pe mijloc. Și de o parte și de alta sunt uși. Dar aici e gândit așa, stâlpul ăsta se poate scoate și atunci rămâne tot golul deschis și aici putea să bage un butoi în care se pună vin, altceva, deci ceva mare și capetele de sus și de jos, acolo intră într-o dăltuitură, dar pe urmă poți să-l miști, pe urmă îl poți scoate afară. Acum nu poți, dar numai pe dinăuntru se poate face asta. Și aici, dacă se desfilma de aproape ușile, se vede foarte clar că sunt cioplite cu barda. Razant se vede bine, nu perpendicular. Și aici, gaura asta, pe aici băga cheia și deschidea ușa. Sunt unele care au gaura mai mare ca să bage mâna, dar altele e mai pentru gaură mic, pentru cheie. Și asta, vedeți, e dintr-o singur lemn, cioplită. Cioplită de bard, nu tăiat cu ferestrău. Și alături avem deja, vedem evoluția, practic același tip de construcție, care a evoluat mai departe. Deci exact cum spuneți, asta da. A putut fi rămas ca magazie? Da, da, da. Și construcția a trecut la casă. La casa aceasta. Dacă privim partea de sus, e aproximativ ca prima. Tot avem, uite, avem creasta care arată lungimea. Deci aici avem puțin peste jumătate propriu-zis casa în care se locuiește și în față avem o terasă, deja mult mai largă ca la prima construcție. Fiind zona de sud, pe terasă se putea sta vara,
când în casă era cald, putea acolo să pună femeia chiar război de țesuri să țese. La sărbători, dacă veneau musafiri, putea să pună și o masă, stea cu musafirii la masă, se vedea și departe. Deci aveam casa e ridicată sus și jos la parter e cămara. Aia e pur și simplu mai cămară, dar aici avem cămara jos și peste cămară sus a făcut casa de locuit. Vedem același sistem de, de acces la cămară. Da. Același tip de construcție, dar deja e pe două nivele. Peste cămară s-a făcut și casă. Da, asta e adus încă din 1936. Aici se termina muzeul în 1936. Aici, da. Deci era o intrare, era pe aici, pe poarta asta, se intra în muzeu. Și aici avem o buduroi, un trunchi de copac scobit. De obicei, sălcile putrezeau în mijloc. O tăia omul mai curățat și aici păstra știulețe de porumb. Se băgau aici la păstrare. Asta era cea mai simplă. Se prelua o formă de natură, o mai perfecționa puțin și noi aici e băgată sub acoperiș, deci pe cea avea separat acoperișul unde era, unde se putea intra și pune pe deasupra. Și, uite, acolo avem deja tot pentru păstrarea porumbului, tot cu două nivele, cum avem casa, dar acolo, vedeți, avem sus coșul în care se păstra porumbul, iar jos e cotețul pentru porci. Da. Deci era construcție multifuncțională. La porumbul de sus, de jos la porci. Aici mai avem încă o construcție, tot specific numai Olteniei. Asta este pentru păstrarea cerealelor, un de magazin pentru păstrarea cerealelor, numită jitniță. E cuvânt slav, probabil, preluat de la bulgari. Jito înseamnă grâu sau secară și înseamnă și viață. Deci era pentru supraviețuire, hrana pentru supraviețuire, pâinea noastră cea de toate zilele. Asta era alimentul principal. Și aici se păstra cereale pentru pâine. Sunt în toate muzeele din Oltenia, sunt tot așa foarte fin lucrate. Era o construcție de mândrie, de fudulie, dar totodată era și de supraviețuire. Era pus aici, cumva, la marginea gardului, să fie și ea văzută. Da, da, da. Nu era da, ascuns. Da. Nu era, băi, ce să ascunzi așa ceva? Da. Da, oricum și aproape de casă, ca să... Bineînțeles. Să iei. Avem o ilustrație a evoluției locuinței, deci avem casa și, pe urmă, apare o anexă la casă, deci foișorul sau cerdacul. Dacă știți, era și cântecul la mândruța sub cerdac, crește un pui de liliac. Apare asta, deci o anexă deasupra intrării, care tot formează o terasă, protejează intrarea, dar aici nu numai protejează intrarea, aici avem sub casă, avem pivnița, și acoperișul protejează și intrarea în pivniță. Deci are mai multe roluri și protejarea intrării în pivniță și acolo, fiind acoperiș, aveam și o terasă unde tot așa se putea lucra sau sta la sărbători. Și vedem că soclul nu mai e din lemn, partea de jos. Păi nu, la toate casele din lemn, soclul e din piatră. Păi aici e tencuit și nu se vede. Toate construcțiile din lemn sunt mai mult sau mai puțin ridicate și rează pe pietre. Deci asta fiind deja o adăugare ulterioară locuiței propriu-zise, asta era fața casei și tot așa la fel căutau să-l facă cât mai frumos. Se lucra migălos, că aici era intrarea, aici era prima cunoștință cu casa și atunci era să căuta să facă cât mai frumos lucrat, că arăta mândria proprietarilor. Vedeți aici, nu numai cum sunt lucrați stâlpii foarte migălos, dar ca să fie și mai frumos, vezi scândurile care sunt puse peste grinzi, nu mai sunt perpendicular, sunt jucate oblic, parcă ar fi un brad. În cazul dat, chiar ăsta se vede clar că e adăugat mai târziu, foișorul. Foișorul acesta, pe care acum am intrat. Cerdacul, care nu e legat cu casa. Vedeți, asta, uite aici, vedeți, se termină. Nu continuă piesa asta în casă. Partea cealaltă la fel. Deci el i-a adăugat mai târziu, se vede clar. I-a adăugat după ce s-a construit casa. Aici e celebra vatră oltenească, care e practic la nivelul de jos, nu în alte zone era mai ridicată, aici e la nivelul de jos. Și aici avem, iată, țestul, e ca o pălărie, vedeți că are o tijă metalică și acolo avem un lanț cu cârlig. Deci el era ridicat așa cam la 45 de grade și tija era agățată în cârlig și atunci sub el se făcea focul și încălzea și vatra și încălzea și țestul și unul punea acolo la copt. Tot aici avem și pirostria. Deci aici era
se ardea focul și aici se gătea mâncare prin fierbere. Mâncare, mămăliga la ceaun și acolo aveam cuptorul propriu-zis unde se putea coace pâine. Era dincolo în cealaltă încăpere și încălzea și încăperea iarna. Construcția asta deasupra, modern zis hotă, tradițional zice horn, deci vedeți că e foarte largă. Câte planul vetrei, tot atât de în plane și proiecția hornului care prelua fumul și din cuptor când se face un cuptor și dacă aici pe vatră se gătea, servea mâncare, tot era preluat fumul și evacuat. Și asta în Oltenia îi se zice corlată, deci că e un fel de polițe pe care se puneau vasele. În horn puteau să aibă în horn tot niște cârligi în care agăța carnea și slănina și cărnea ce l-a fumat. Tot ce avem aici, specific oltenii, tot este măsuța asta mică. Deci avem și o mulțime de scaune aici pentru o familie numeroasă. Măsuța cu trei picioare. Care este avantajul măsuții cu trei picioare? Tocmai vedem că nu e pardoseală de scândură, pardoseală de pământ bătătorit, și nu e perfect netede. Dacă sunt patru picioare, atunci se clatenă masa. Masa cu trei picioare nu se clatenă, de asta și trepiedele moderne tot s-au cu trei picioare. Nici mai mult, nici mai puțin. Ce mai avem specific cu Olteniei, acolo un colț în stânga, era folosite niște forme naturale. Vedeți, sunt mai multe forme, sunt niște legume din familia cucurbitaceelor, deci înrudite cu dovleacul, sunt diferite forme care, din fructele astea. Ele înainte, în mijloc, aveau miez și semințe, era uscată și urmă se putea scutura și extragea de acolo și rămânea înăuntru gol și se putea face diverse vase din ele pentru păstrat apa, pentru luat la drum apă, pentru alte diverse. Acolo avem pentru extragerea vinului din butoi. Uite și aici avem un obiect foarte interesant, vedeți? Asta era, în fiecare gospodărie exista, asta este piua în care se zdrobea sarea. Sarea înainte se vendea bucăți. Drop de sare. Sarea nu era mărunțită direct în mine, ea se vindea bucăți și fiecare avea în casă piuă în care punea acolo și o spărgea cu piselogul. E foarte masivă, durabilă, că se lovea foarte puternic ca să zdrobească drobă de sare. Avem și una din coace, la fel. E vorba că bate apa în piuă, nu e vorba de piua asta. Piua în care se bate apa e la moară, dar asta e piuă de sare. N-are nimic cu apa. Asta se numește măr. Se numește măr? Da. Are legătură cu fructul sau pur și simplu așa e? Forma are legătură cu fructul. A, vă referiți la forma aceasta? Da, da, da. Asta, exact da, asta. Da, asta. Bun. E mărul. Da. În toate bisericile există scena cu judecata de apoi, care de obicei este la intrare, dar în interior. Biserica asta e o raritate în sensul că este pictată și la exterior. Toată lumea știe de bisericile din Bucovina care sunt pictate la exterior, dar acelea sunt biserici de zid. În cazul cu biserica de lemn e mai rar când e pictată pe din afară, deci asta e una din ele. Și aici avem judecata de apoi, sus e deasupra ușii judecata propriu-zisă. Aici în dreapta ușii e ilustrat iadul. Deci se face judecata, sunt cântărite faptele oamenilor în timpul vieții și dacă a avut mai multe fapte bune, merge în rai. Dacă a făcut multe păcate, merge în iad. Scena iadului e mult mai bogat ilustrată, că se arată diverse chinuri la care sunt supuși păcătoșii. Uite, de exemplu, aici avem un drac care torturează un preot sau ceva, chiar ceva cu rang mai înalt, cu care mitră care poartă. Vedeți, e cu coarne, dracul, și pe ăsta îl chinui, că parcă îi smulge inima din piept sau ceva de genul ăsta. Dincoace avem altă scenă. Doi draci aici trag de un om. Da, vedem omul în mijloc în alb și un drac albastru, un drac maro. Da, important că sunt cu coarne. Uite, și aici încă e unul cu coarne. Care mai e... vedem și acolo. Da, 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 sunt mulți. E plin de draci. Da, e plin de draci. Care e problema? Că aici stătea lumea, se mai rezema de perete și au s-au șters. Cât au ajuns cu spatele, au cam șters pictura. S-a păstrat bine unde n-ajungeau. Iadul e mult mai frumos și mai interesant ilustrat decât raiul. În rai era plictiseală, numai cântau cântece. Construcția în sine este foarte interesantă, tipul de construcție. Asta e ultima biserică care a fost adusă în muzeu, în 2002, dacă nu mă înșel. Deci tot din Gorj.
acolo se exploata cărbunele prin excavare la suprafață și au mutat satul și rămăsese numai biserica și regia asta cărbunelor a plătit toate cheltuiala care s-a aduce în muzeu. Referitor la construcție, vedeți, foarte interesant este construcția bolții. Eu am asistat când ea s-a montat aici și am observat că sunt destul doi oameni ca să monteze biserica, nu trebuie mai mulți. Ce spunem când ne referim la boltă? Deci este acest arc de aici sau mai de sus? Nu, mai sus e acoperișul. Da, și bolta e acolo de aici. Aici avem boltă semirotundă, care se vede în interior. Reprezintă bolta cerului. De asta și zice boltă și în construcție, cu tot e semirotundă. Și cum e construită, se pune asta prima. Vedeți că are aici, așa ca un cârlig. Deci se pune piesa asta, la fel una în celălalt capăt. Pe urmă, se vin cu două pe lung și se poate o pui pe asta prima, care prinde în capătul cealaltă capătul ăsta și asta bine, stă prin greutatea ei. Se vine cu a doua peste prima. Pe urmă, se vine cu asta, care, vedeți, tot are așa ca un cârlic și le prinde și le ține pe astea două. Deci vine asta două, spune asta două peste cele două și pe urmă iar se continuă tot așa. Și sus, vedeți, nu mai au niciun fel de cârlic, acolo ele stau prin propria greutate, nu pleacă nicăieri. Vedeți aici partea de sus, unde e aproape de orizontală, ele stau prin propria greutate rează-mă. Doi oameni, unul în capătul ăla, unul ăsta, rapid, se pune rapid. Asta, spune asta, pe urmă se pune asta, se asamblează foarte repede. Astfel de biserici se chiar se mutau, se vindeau. De exemplu, creștea, se mărea satul, nu încăpeau toți și o vindeau la un sat mai mic și făceau alta. Că era ușor demontat și de demontat. Se transporta și se monta în alt loc. Aici mai e un detaliu, tot acolo se vede de aici. Peste prima intrare, care se numește pronaos sau tindă, peste ea rează-mă și clopotnița. Vedeți, avem aici o grindă, grinda asta. Și în partea dreaptă e la fel, deci avem două grinzi care rează-mă pe peretele ăsta de intrare și pe celălalt perete și pe ele rează-mă clopotnița. Avem aici un stâlp, în cealaltă parte la fel, doi stâlpi pe aici și doi rează-mă pe peretele ăla și asta ține toată greutatea clopotniței. Și ce e o tradiție în Oltenia, multe biserici din Oltenia, erau așa zise ctitori, sau cum în ziua de azi zice sponsori, cei care finanțau construcția bisericii și când era gata biserica și era pictată, aici era reprezentat ctitorul. Și ce este interesant, deci ăsta este și un document pentru cei care studiază costumul popular. Aici erau reprezentați în hainele pe care le purtau ei. Și multe sunt astfel de biserici și după mergând și studiind toate astea, deci putem vedea și cum era costumul popular din epocă, deci asta e biserica de la 25-a secolului XVIII. Biserica este modestă, e de un sat mic și la biserică oricum nu mergea toată familia, mergea un reprezentant al familiei. Deci avem cap de cal avem aici și avem aici la fel, tot avem cap de cal. Capetele grinzilor erau decorate. Dacă la casă se făcea la biserică, cu atât mai mult. Și aici la fel avem cap de cal, mai mare tot grinda din care rează în perete. Și cum spuneam, deci nu e pictat la exterior numai aici intrare, avem și aici, pe lung și, în spate, și la altar, la fel avem, e pictată. Din cauza că bătea ploaia, partea de jos s-a mai degradat, deci avem foarte vag, se mai vede aici. Jumătatea de sus s-a păstrat foarte bine și aici avem reprezentați prorocii. Și uite aici scrie prorocul David. Deci ăsta e cel care a construit Ierusalimul și a cumpărat loc de templu pe locul unei arii. Și pe urmă fiul lui Solomon, uite aici Solomon, e cel care a construit templu și de atunci Ierusalimul a devenit întâi centrul statului evreiesc și pe urmă a devenit centrul religiei creștine. Buricul pământului. Și mai departe avem și alți proroci. Acolo scrie numele lui și el arată cu degetul că eu sunt ăla. Aici deja e unde altarul. Deci altarul era Sfânta Sfintelor, unde se făcea tainele slujbii, tainele împărtășanii. Și aici avem reprezentați preoții și ierarhii. Am ajuns în Muntenia și aici avem o gospodărie foarte interesantă, specific, cum specific anume Muntenia-Oltenia, așa zise, casă cu legătură.
Peste tot la români era tradiția, mezinul familiei moștenea gospodăria părinților. Ceilalți, pe măsură ce se căsătoreau, plecau și construiau casele lor. Mezinul rămânea cu părinții, că pe atunci era, și asta era o formă de asigurare socială, dar era de familie, nu de la stat. Nu exista pensii, mezinul rămânea cu părinții care deja erau în vârstă și el moștenea casa, dar trebuia să aibă grijă de părinții bătrâni. Dacă era casa destul de spațioasă, locuia în aceeași casă cu părinții. Casa bătrânească era mică și nu mai avea loc unde să locuiască și familia tânără și atunci au construit alături o casă mai arătoasă, unde se încapă și familie și copii cu tot, ca să ai poate grijă, avea grijă de părinți, deci s-a făcut un coridor, o legătură între cele două case. Fără să ieși și afară, direct pe sub acoperiș, poate circula dintr-o casă în alta. Și aici mai era și alt aspect. De obicei, de multe ori, soacra cu nora nu găseau limbă comună, mai ales în cazul cu bucătăria. Fiecare nora care a învățat la mama ei cum să gătească, soacra are ea rețetele și metodele. De multe ori se certau la bucătărie soacra cu nora. Și atunci, fiind și în două case separate, fiecare cu bucătăria ei, și atunci nu apăreau nici conflicte pe solul ăsta, între soacră și nora. Deci în afară, deci asta aveam, aici avem gospodăria completă. Aveam în primul rând coșul pentru porumb, fiind zona sudică, climă favorabilă, se cultiva mult porumb și aici se păstrau ștulețe de porumb în coș. Deci ce construcție mare este. E făcut special așa înălțată în sus și aici chiar mai lega și un câine aici sub el, că să nu vină șoarici și șobolane să strice porumbul. Și avem aici avem și grajdul, vedeți, și este ușă pentru pod, acolo în pod băga fânul pentru iarnă și iarna lua din pod fân și dădea la animale jos în grajd. Și aici avem casa propriu-zisă. Da, vedem că e pe piatră de râu, nu? Da, e piatră de râu, soclul de piatră, are și pivnița de desubt. Aici, sub camera asta din stângă, e pivnița. Încolo. Deci aici avem acolo în spate peretele casei, aici avem peretele pe care rează stâlpii și acolo tot e un gol și s-au gândit să folosească și golul ăsta. Vedeți acolo o ușiță? Acolo dădeau drumul la păsări. În spațiul ăsta înoptau păsările. În pivniță păstrau murăturile, vinul. Aici avem un hambar. Hambarul, cuvântul hambar are două sensuri, ce e comun între ele, că în hambar se păstrau cerealele în formă deja de boabe. Putea fi o construcție aparte care se numească hambar în care se păstrau cerealele. În cazul dat este o ladă mare, vezi că lăzile de zestre sunt mult mai mici, cât jumătate din asta, pe când ăsta e făcut așa înalt, că e spațios. Există și mai mari decât astea aveam în colecție. De patru ori mai vreau, că este tot hambar pentru păstra cerealele și e construit tot după metoda cum se fac și lăzile de zestre. Deci avem patru picioare în care e deltuită un șențuleț și piesele astea, scândurile astea, intră cu capetele în șențulețul ăsta și ele la fel, fiecare piesă din asta are pe lungime un șențuleț, deci are partea de asta mai largă și are un șențuleț, partea de sus e mai ascuțită. Și așa se începe de jos în sus, deci asta cu șențuleț se îmbracă peste asta, care vine ascuțită. Deci așa se îmbină. Și tot așa toate până sus se îmbină între ele, pe celelalte laturi la fel. Capacul tot la fel e făcut, cele la cap se două piese, cu șențuleț și asta intră aici și ele, tot între ele sunt îmbinate una în alta. Deci asta se numește tehnică dulgherească, asta se făcea noi din bardă. Totul se vede cum e cioplită din bardă. Tehnica asta de lucru era practic fără deșeuri. Deci avem bușteanul de lungimea care ne trebuie nouă, rotund. Și el e despicat pe jumătate și pe urmă se ia așa, cum se taie pizza sau tortul. Se secționa așa și venea, deci venea din partea din centru, era mai subțire, spre exterior venea mai largă. Și toate așa, erau toate piese așa, dintr-un buștean rotund ieșeau astea, fără deșeuri. E, vedeți, are două încăperi, asta prima, e și de trecere, dar e și bucătărie aici. Avem și măsuța tradițională. Apropo, în unele cazuri, când era spațiu mic, unele măsuțe aveau o verigă și putea să o iei și să o agăți în cui, să nu încurce când lucrează altceva și era coborât în jos numai când luau masa. Deci ce picioroși frumoase are. Se lucrate așa artistic, nu? Aici avem principala piesă, locul unde se gătea. Deja aici tot avem
plita de fontă, deci asta deja e, începând cu a doua jumătate a secolului XIX, industria metalurgică începe să producă fontă. Deci e locul aici de gătit și în spate e și sobă, deci fumul, căldura care era folosită la gătit, pe urmă trecea și prin sobă și încălzea și încăperea. Tot nu iese fumul direct, ci merge și dincolo. Și aici ce mai avem? Avem tot foarte frumos lucrat. Uite, asta e lădiță. Foarte, deci asta era fața principală, asta era cea mai împodobită, fața care era spre spectator, spre vedere. Era o unealtă specială numită horș. Și în aceeași tehnică avem și dulapul de alimente, cât de migălos e lucrat. Tot aceeași tehnică, avem patru stâlpi și ăsta se îmbină între ele. Și aici avem și dulăpiorul cu ușicile lui și cu încuietoarea. La unii se făcea sertar, aici nu e fără sertar. Dar avem dulăpiorul de pe strata alimentele. Și ce vorbim în altă casă? Uite asta din fruct, familia cucurbitacee. Deci o rudă cu dovleacul. Avem, asta e de transportat apă, avem și aici altă vască, o ploscă. E foarte ușor, e numai coaja dovleacului. Și dinăuntru se curăța tot. Avem și ăsta, ulciorul pentru apă, pentru băută apă, deci apa pe acolo se turna, dar pe ce se bea? Și asta se numea țâță. Deci e gol înăuntru și apa de acolo vine, pe aici și pe aici se bea. Aici mai venea un băț așa de lung. Ăsta era pentru tăiat fânul. Deci fânul pentru iarnă se clădea, se făcea o chepiță și pe urmă, ca să nu iei deasupra care era acoperit, se tăia dintr-o margine. Aici era coada lungă așa, pe aici apăsai cu piciorul, aici era scuțit și tăiai felii de fân pentru dat la animale. A, uite, ăsta e complet. Uite-l. Vezi? Pe aici apeși cu piciorul și taie fânul. De sage. Ăștia se purta pe umăr, uite așa, una în față, una în spate și e mult mai comod, că asta e lat așa și nu apasă tare pe umăr și aveai ceva încărcat în spate, ceva în față și tot așa asta se puteau pune și pe cal. Deci tigaie în care nu se arde mâncarea. Ceramica nu se încinge cum se încinge metalul. Deci aici spunea, se păstra sarea de pus în alimente, era întotdeauna lângă asta, se ia la comod, la mână întinsă și tot aici era trebuia să iei la cald, că sarea higroscopică absorbe umiditate. Trebuia să stai lângă căldură să nu se umezească sarea. Și aici avem casa bătrânilor. Femeia, în afară de gătit, trebuia să și îmbrace familia. Torcea, țesea pânză pentru cămăși, deci pentru lenjerie, cearșafuri. Pe urmă, țesea din lână pentru haine de iarnă, țesături din lână, din stofă, țesea șternuturile, țesea covoare. Deci toată perioada când era munci agricole, era așa zisă industrie casnică textilă. Deci, începând de la plantă, în cazul câinepei sau inelui, se făcea firul, din fir se făcea țesătura. La fel din lână. Era tunse oile la începutul verii, lână era spălată, după aceea era prelucrarea lânei, se torcea din lână, se făcea țesături din lână pentru haine și pentru așternuturi. Deci asta e o cergă, vedeți, e făcută special așa mițoasă, să fie călduroasă și să fie și moale. Trebuie pipăită ca să-ți dai seama cum e făcută. Că, uite, aici e mai ros. Uite, se văd firele. Dar asta s-a mai ros. Dar când era nouă, era tot așa pufos, fără să se vadă firele. Iată, și astea sunt tot țesute în război. Astea sunt decorative, dar se făceau și prosoape de folosit, de șters pe față, pe mâini. Se făceau mai groase, dar asta deja prin evoluție s-a ajuns să facă și decorative din pânză mai fină. Și aici avem casa tinerilor. Vedeți patul aici, e deja un pat făcut undeva într-un atelier specializat, orășenesc, lucrat migălos, nu ca cel din prima cameră care l-am văzut. În schimb, dulapurile sunt tot de tehnica veche dulgherească, lucrate manual de meșteri din sat. Avem dulapul ăsta de alimente. Avem încă unul aici în dreapta. Ăsta e și mai frumos lucrat. Uite ce rozetă are aici. Avem o rozetă. Asta e ușa care se deschide, e cu rozeta. Avem cadru făcut cu compasul și peretele din dreapta care tot e făcut cu compasul, segmente de cerc.
Avem perne foarte frumoase aici. Astea sunt perne decorative, nu sunt pentru dormit, sunt decorative așa de frumusețe, sunt așa micuțe și totul e lucrat cu broderie. Uite, acolo avem o pasăre exotică și metoda asta de ștergare decorative se numește fluture. Cum sunt agățate. Uite, la asta de aici, de la fereastră, se vede foarte clar cum reprezintă fluturile. Aici suntem în județul Prahova. Prahova e celebră și ea prin viile ei, producția vinicolă și casa reflectă specializarea zonei, fiindcă sub casă avem pivnița. Ca vinul să se păstreze bine, să nu se altereze, nu trebuie să fie supus la oscilații bruște de temperatură, căldură, frig, căldură, frig. De asta se făcea pivnița cu pereți groși din piatră și adâncit în pământ, să fie cât mai rece, să nu fie oscilații de temperatură. Pivnița era sub casă, propriu zis, dar aici e intrarea în pivniță, așa un fel de, să zicem, antreu sau zis popular gârliciu, se coboară pe trepte. Ca să fie protejată intrarea în pivniță, s-a făcut foișorul deasupra ei, acoperișul care protejează intrarea, deci partea lui așa funcțională, pragmatică, dar devine totodată devine și o podoabă a casei. Foișorul e lucrat cel mai migălos, podoaba casei e perla în fruntea și dacă tot e un acoperiș aici, e folosit și spațiul de aici, de sus, de sub acoperiș. Ca un fel de pat. Pat, da. Deci vara, când era cald, aici circulă aerul, ești la umbră, ești la dos, nu te plouă, poți să dormi aici. Mult mai plăcut vara să dormi aici decât în casă, unde chiar dacă stai cu ferestre deschise, una și alta e la aer, propriu zis. Și câte funcții are și protejează intrarea în beci și aici avem și loc de stat sau chiar de dormit. Deci la alte case aveam e liber unde se putea pune o masă, sta la masă. Aici e făcut pat. Dar asta e specific pentru zona de sud, tipul ăsta de casă, așa cu foișor. Și vedem și înăuntru. Ia uitați aici. Ce credeți că e asta? Aici punea găleata cu apă. Aha. Dar uitați, piesa asta e până în peretele cel de acolo. Asta e o singură piesă. Asta e o singură piesă care e prinsă în doi pereți. Asta e lavița. E făcută foarte larg, e ca la vagonul cu șetă, se poate și dormi pe ea, în cazul că sunt mai mulți oameni. Și ziua se poate sta pe ea, se poate pune masa lângă ea, dacă nu sunt destule scaune. O latura mea se vine aici și unii stau pe laviță, alții partea opusă pe celelalte laturi stau pe scaune. Și uite, în multe din casele vechi avem și un tip special de dulap, zis colțar, fiindcă el vine în colț și el este triunghiular. Deci de obicei în case colțurile nu sunt folosite. În cazul dat colțul e folosit, uite avem aici. Ușa e până acolo, da. E zonă moartă. Era zona moartă și... Da, în caz de asta, zona moartă e folosită și e făcut dulap în zona asta moartă. Cu încuietoarea tot din lemn, avem muciță, are mai multe rafturi și era de păstrat alimente, diferite vase, făcut și frumos. Aceasta ce e? Asta e tot o ceva specific. Am făcut și eu una de asta, am găsit-o un... După Crăciun a aruncat un brad, asta e din vârful bradului. Asta e un cuier făcut din brad. Deci e folosită forma naturală a bradului. La brad, deci dintr-un punct, cresc ramurile în toate părțile. Și ramurile astea au fost încovoiate și s-au uscat așa încovoiate și s-a făcut cuier. Puteai să agăți și hainele aici, să agățau și ceștile. Uite, avem un cuier cu cești, ca ilustrație. În zona de unde vine casa, îi zice că o denumire ungurească, ghermec. Dar în alte zone zice prepeleac. Prepeleac mai era și altceva, era tot așa, da, un copac întreg cu ramurile lăsate și era afară și în el, după ce spălau ulcioarele, le agățau, le puneau așa cu gura în jos, scurgă apa din el să nu facă mucegai. Și era cu multe așa punte și se punea acolo vasele de ceramic la uscat. Deci că asta, lutul, dacă stea cu mezeală, poate nu s-a uscat, face mucegai. Și la fel, vedeți, și aici, în cazul dat, deja aici farfuriile au evoluat, deja asta au fiind pictate, deja au devenit pur decorative. Asta era veseală de sărbătoare numai. Pentru fiecare zi aveau nepictate.
decorative, așa, de la, deja le-au expus și a devenit și podoabă. Astea sunt piese de îmbrăcăminte femeiască, dar avem aici niște obiecte interesante. Uite, asta e țapina, vedeți că are un cioc metalic. Asta era de mișcă. Uite ce mânieră avem aici. Vedeți? Coadă, da. Coadă de pește. Cu ăsta erau manevrate bârnele la în pădure, zona de pădure de deal, unde se tăia pădure și cu asta manevrau bârnele. Avem și niște bastoane. Ia uite ce baston. Tot aici avem bradul. Vedeți cum cresc ramurile la brad? Și aici două ramuri, le-am cuvăt și le-am băgat acolo și avem gardă ca la sabie. Apropo de baston, a fost o vreme și nu numai la sat, și la oraș, cred că a durat câteva secole, până la începutul secolului 20. Baston purtau toți, era un semn de anumit statut. Cum acum mai poartă ierarhia bisericească, cu ranguri mai înalte, tot poartă un baston. Uite, aici avem în alte case, știți că am filmat, erau tigaie de vatră, care era de ceramică. Asta deja e de fontă, deja e începutul epocii industriale, dar imită aceeași tigaie de ceramică cu picioare, care deja ardea focul pe vatră și aici se punea tigaia pe jar. Aici avem din industria olăritului, cană, și avem și ulciorul pentru țuică. Deci asta deja e aproape repetă forma sticlei. Aha, și aici ce avem? Avem iar folosirea ceramicii. Astea sunt pușculițe. Uite, are fanta aici și avem pasărea cu fanta pentru băga monetele și avem călărețul și tot cu fanta. Aici ce mai avem noi interesant? Avem proprietarii casei. Apropo, cum pozau oamenii înainte, cum a evoluat nu tehnica fotografierii, ci pozarea în fața aparatului. Deci înainte aparatele de fotografiat erau foarte scumpe, foarte rare. Poate o singură dată în viață sau de două ori în viață făcea la nuntă și poate încă o dată cu altă ocazie făcea fotografie. Și atunci oamenii când pozau, ei aveau conștiința că intră în eternitate și apăreau așa festivi. Uneori luau și ceva, un obiect foarte scump care aveau ei așa rar, care nu are o cinci și pozau și cu obiectul ăla. Acum deja când se fac fotografii instantanee, nimeni nu mai gândește... Se fac mult prea mult. Da, când se fac multe. Dar atunci era intrarea în veșnicie prin fotografiere. Avem aici și alte poze, uitați aici și ramele erau făcute în gospodărie, individual. Aici deja avem bătrâna și dincolo avem perechea. Aici chiar sunt și în portul, cum se purta atunci, cămașă lungă, vedeți? Totul e alb și pantalonii și cămașa era pânză care se... Ghinu și chinipa, țesătura era așa gălbuie, dar erau spălate și pe urmă expuse la soare și soarele înălbea. Era purtat un alb. Până și semnul de doliu era tot albul. Când murea la cină, spunea la casă, se punea la intrare, se agăța un ștergar alb și era semn de doliu. Aici avem deja lada orășenească, sau zice brașoveană. Brașov a început primii cu să facă lăzi de astea. Deci e cu tot altă tehnică. Deci nu mai sunt cele patru picioare în care sunt bine pereții. Asta sunt direct pereții îmbinați între ei. Aici se vede foarte bine cum era îmbinată asta din scânduri, prinse în cui între ele sau unde asta și astea deja erau fără picioare, erau și din alt material. Cele care erau dulgherești erau făcute din fac, dar astea deja sunt din scânduri de brad. Lada de zestre, fiecare fată avea, când se pregătea să mărite, deja avea lada de zestre, că cu ea lua zestrea când mergea la casa soțului. Aici mai avem... Aveau niște butoiașe de țuică specifice zonei. Sunt zonă pomicolă, era mulți pruni. Se făcea butoiașe de păstrat țuică și vedeți că avem două forme. Și vedem două dopuri. Da, avem și forme diferite. Vedeți, ăsta e un butoiaș oval și are și suport special. Și aici e locul pe unde se turna țuica, dar pe aici se scotea. Deci era un dop mai mic și pe aici... se scotea. Și ăsta e butoiașul care deja e lucrat artistic. Și ce e interesant e și cu cercuri de lemn. Ce în ziua azi nu mai se știe secretul cum se legau cercurile astea. Între ele se prindeau. Undeva pe capătul e și ascuns, nici nu-l vezi unde este. Că e ascuns de desubt. Uite aici se vede capătul. Uite-l.
era prins între ele și ăsta era când era un iaua încă verde, elastică, și când se usca, se strângea. Asta e o ploscă, uitați-vă că e și datată, 1912. Asta o purta la drum, putea să o poarte cu apă, dar putea să o poarte și cu țuică. Uite, aveam aici două găuri, se lega niște baieri și puteai să o ții în mână, puteai să o, dacă făceai mai larg, să o pui în bandulieră la gât. Aici avem îndulapul ăsta așa frumos. Aici vedem că proprietarul era și amator de muzică. Ăsta e fluierul. Uite, fluier cu dop. Vezi că e pus dop și are aici o fantă mică ca să iasă aerul cu putere, cu presiune și... Pe aici avem, uite, 5 găuri, fluier cu 5 găuri. Mai era, exista alt instrument muzical, tilinca, care nu avea găuri. Era numai țeava, atât. Și în aia sufla așa, din lateral. Am auzit odată un meșter bătrân, de ăsta care cânta la fluier, și zicea că tatăl lui l-a învățat să cânte la fluier, era pe front, în tranșei stătea și cânta la țeava puștii. Și alina sufletul și dorul de casă, suflând în țeava puștii. Aici avem unul din tipurile de leagăne, leagăn cu talpa fixă și care se leagănă pătuțul propriu zis. Avem în colecție și leagăne cu talpa curbată și care se leagănă cu totul. Aici avem legat de industria casnică textilă. Avem, asta e rodanul. Aici se depăna firul tors, se depăna pe niște țevi care pe unul spunea în suveică și se țesea pânza. Avem vârtelnița, asta e învârtelnița, dar se spune vârtelniță că se învârte. Aici se punea sculul de fire de pe care se depăna încoace pasta pe țevi. Tot aici legat de industria casnică textilă aveam și câteva furși de tors. Fetele la 7-8 ani începeau să toarcă. Asta chiar că e de fată, cred că e, uite, e micuță așa. De aici era legată o sfoară și aici se punea fuiorul de lână sau de cânipă și era legat cu sfoara asta. Furca se băga în brâu și se putea toarce și de mers. Deci mergea undeva în vizită cu treabă cu ceva sau mergea la câmp cu oile de mers și torcea femeile. Deci nu pierdeau timpul deloc. Aici, aslaltă, avem o furcă de alt tip. Vedeți, aici tot așa se lega sfoara, aici spunea caierul și de aici, și de asta e special așa îngroșată ca să nu alunece caierul în jos. Asta e partea unde se fixa caierul și aici era partea care se băga în brâu. În Ardeal, acolo aveau și furci staționare, care avea, ori avea talpă, era mult mai lungă, era cât statura omului, ori avea talpă și o ținea cu piciorul, ori avea fixată într-un scaunel. Alea erau de interior. Uite, la asta se vede aici, clar că ceilalți erau de cojit, dar asta e cu tot cu coajă. Se vede clar, uite, bradul cum a fost vârful bradului. Și aici vasul ăsta tot e interesant. În ăsta aduceau laptele de la stână. Are capac și are dop. Uite, avem dopul aici. Și ne-al turna laptele și aducea laptele de la stână în spate. Asta se purta în spate. Ceaun de fontă, oală de fontă, lingurile de lemn. Deci lingura de lemn trebuie să, după ce ai spălat-o, trebuie să fie uscată bine să nu facă mucegai. Și de asta se ține aici la cald, să se usuce să nu facă mucegai pe lemn. Și tot aici avem sărărița. Uitați-o, deci o sărăriță destul de mare, tot aici lângă căldură, la distanță de mână întinsă de a pune sare în oală. Și avem și două polonice, unul mai mare, altul mai mic. Și uitați cum e făcut polonicul. E cu un cârlic și ăsta ca să-l agăți, e cu cârlic ca să-l agăți, tot să scurgă apa pe el, să se usuce. Uite, să vedem mai de aproape, uite cârligul, polonic de turnat mâncarea în farfurii. Și putinei, atât cu ocazia asta, să vedem și partea din interior a putineiului. Uite. Deci aici se punea smântâna. Când se smântânea oale, ieșea grăsime deasupra, s-a adunat smântână aici, undeva până la jumătate sau ceva mai puțin, și cu paleta asta se bătea până la fund și țâșnea până pe aici în sus smântâna, iar scurgea în jos și așa, bătându-o, se alegea separat grăsimea, care era untul, și rămânea zero. Am lucrat și eu în copilărie cu de-astea, făceam unt. Aici avem două obiecte legate de oierit. Ăsta se numește răvar, care e un fel de răzătoare.
Deci se închega laptele, se punea, se scurgea și aveam cașul. Și cașul, deci era o metodă de conservare a cașului. Se dădea, asta era un vas mare, se punea rezătoarea, se dădea cașul prin ea și îl sfărămița și până l-a amesteca cu sare. Asta se numea brânză frământată. Asta este instrument de semnalizare, zis bucium. Să există buciumi drepte, aceea e un bucium încovoiat. Deci se lua așa o ramură de copac și era despicată în două și era scobit înăuntru. Și pe urmă cele două jumătăți uneau la loc și se înfășura în coajă de cireș. Aici jos se poate vedea că e gol înăuntru, deci că e din două jumătăți care s-a scobit înăuntru și pe urmă s-a făcut cercuri înfășurate cu lipite cele două jumătăți să nu treacă aerul. Și ăsta era instrument de semnalizare a ciobanului, s-a auzea foarte departe. Chema când era chemat la un semnal, când chema la mus, un semnal de alarmă când trebuia ajutor ataca fiarele. Aveam și farfeca de tuns oile, farfecă făcută de fierar, asta nu e de fabrică. Și aici avem tot o unealtă. Asta e depurtat. Uitați, are cârlig la capătul, cârlig capătul ăla și asta se purta pe umăr, purta gălețile. Că aducea apă, că ducea laptele, că se agăcea gălețele cu obelița asta și era metodă de transport. Mai avem un cuier aici și asta era cofa cu care aducea apă și o punea acolo la intrare, pe poliță. Astea sunt niște obiecte interesante. Am văzut și în filme americane. Astea se lega la picioare de mers când e pe zăpada mare, să nu te scufunzi zăpadă. Se numesc vârzobi. Modern parcă le zice rachete. Deci cu niște sfori se le punea piciorul pe ei și se lega de picior și asta nu permitea să te scufunzi tare în zăpadă. Când mergea la pădure, când mergea la vânat sau mergea cu o treabă la tăiat lemne de foc. Deci, domnul Vasile, iată unde ne-ați adus. Da, la bani. Da. Nu e casa asta. Nu e, dar seamănă foarte mult. Seamănă foarte mult. Mai uitați o dată mai atent. Da. Acolo unde e scara. Eu de ce am zis să venim aici, să vedem scara. Deci aici unde e scara? Aici scara e în dreapta. E. Iar aici în stânga. E. Da, uite. Asta e singura deosebire. Scara în dreapta, dar aici este în stânga. E singura deosebire. Acolo vine foișorul de la colț, pleacă, dar aici e mai spre centru și avem scara pe la colț. Casa asta e aici din 1936, dar e singurul caz când proprietarii n-au vrut să vândă casa, să fie adusă la muzeu. Era o casă foarte frumoasă, foarte reprezentativă pentru toată partea de sud a României, zona de deal, în toată partea de sud a zonei de deal din România, sunt tipul ăsta de casă, așa casă mai evoluată, care cândva a fost casele boierești de genul ăsta, pe urmă a început să facă și țăranii mai înstăriți case de tipul ăsta. A fost găsită în satul Chioș din Buzău casă, tipul ăsta de casă, proprietarii n-au vrut să o vândă și atunci s-a făcut în muzeu, s-a făcut copii după ea. Casa aceea este și acum în sat, și e pe lista monumentelor istorice din județul Buzău. Dar tipul ăsta de casă, într-un specific, toată zona de deal din sudul României, a zis că a băbut acolo din Prahova asemănătoare, sunt spre Vâlcea. Și apropo, după cât am auzit eu, asta de pe monedă, de pe bancnotă, că ar fi, vorbește lumea, nu știu dacă e așa, că ar fi a lui Muguri Sărescu, a guvernatorul Băncii Naționale. Poate fi, cine știe. Poate da, poate nu, dar deci ea asta s-a făcut când era Sărescu guvernator și cred că poate de la asta a pornit și legenda cu asta, dar să vă spun că este și încolo și în Vâlcea sunt case de tipul ăsta. Am văzut unde am găsit pe net fotografie exact după care e făcută bancnota, că e chiar se văd și tufarii care sunt în fața casei în aceeași. Totul e la fel, deci e făcută după o fotografie veche. Când s-a făcut asta aici în muzeu, deci că avem și niște alte construcții, uite, luând de la stânga la dreapta, avem căsuța pentru câine, avem porumbarul pentru porumbei și mai departe cotețul de găini, dar nu avea poartă. Nu avea poartă și am plecat eu acolo în zonă în 2002 sau 2003 să caut o poartă pentru gospodărie, așa de
reprezentativă, casă și fără poartă. Dar poarta care? Ne referim la acest gard? Nu. Iată, avem poarta acolo. A, poarta de acolo. Da, poarta bun, de acolo. Gata, am plecat în sat, am intrat la primar să, hai să ne uităm și la poartă. Se însemnă delegația și întreb pe primar. Sunt de la Muzeul Satului, căutăm o poartă de lemn tradițională. Uite, pentru casa din... Nu, n-avem, nu mai sunt porți de lemn. Am plecat-o de la primărie în sus, cred că am mers 300 de metri și am văzut poarta asta. Am mers mai departe, am mai văzut vreo 5. Aha. Iată că erau. Erau. Și cum ați făcut să o aduceți aici? Păi a fost achiziționată și adusă în muzeu. Partea de jos care era în pământ era putredă și s-au făcut piesele astea așa separat, pe care s-a fixat poarta. Erau și asta, aveam aici numai poarta mare cu de asta, cu pentru mijloace de transport. Dar am văzut în sat, erau și care era mai lung și avea aici și portiță. Așa, una mică pe care... Da, pentru pietoni. Pentru pietoni. Dar de ce a fost aleasă asta? Asta are și pe partea din spate, are, e lucrat de fier foarte frumos și pentru, a luat-o pentru asta mai mult. De asta și a fost pus aici, acolo avem portița separat, că așa era în gospodă respectiv. Avea dintr-o parte portiță și pe altă parte era poarta asta. Și aici aveam asta partea din fier foarte frumos lucrată, care la celelalte nu le avea. Deci, uite, aici, asta e o singură piesă lucrată așa de fierar. Uite cum e, să văd cum a bătut cu ciocanul. De așa nici nu e... Uite, aici unde a făcut gaura, tot la cald a făcut gaura și s-a lărgit când a dat gaura. Uite, aici e tot, are făcută formă artistică la capete, la toate capetele e făcut artistic. Deci asta e lucrată de fierar. Uite și piulițele. Sunt patrate așa, de astea ferare făceau piulițe patrate, făcute din ciocan. Uite aici niturile, se vede cum a nituit. Uite balamaua, cum e făcut, lucrată tot artistic. Dorința mea era să luăm de și cu portițe, dar având în vedere că ferăria e foarte frumoasă asta, mai frumoasă ca la altele, am luat-o pe asta pentru fierul ei. Muzeul a fost făcut în grabă, având în vedere că nu s-a putut aduce casa originală și s-a făcut copii, s-a făcut unele mici scăpări. Care sunt scăpările? Că am fost în sat când am căutat poartă, am fost și am văzut și casa. Deci acolo, la casa, acolo era mai gândit. Acolo, până aici, la șipca asta, aici era, având în vedere că acolo e foarte înaltă și poate sufla vântul, până aici, la șipcă, aici era compact închis, era mai partea de sus, era așa, traforat cu aerisirii, dar jos să nu răcești la picioare, aici era compact închis. La fel e acolo, au luat modelul de acolo și l-au extins aici, dar la casa originală era până jumătatea de jos, era închisă și avea numai decor sus. Da. Deci era două modele diferite. Aici e același model, de aici și acolo, dar pentru că la casa originală aici e un model, acolo e alt model. Eu cred că înainte, aici deasupra scării n-a fost acoperiș. Uitați-vă cum... Uite cum e tavanul aici, uite, cu scânduri în lung, cu grinzi simple, neprelucrate artistic. Și cum e foișorul, sunt altfel puse scândurile, grinzii sunt lucrate foarte migălos. Uite, avem aici, se vede chiar îmbinarea. Dacă ar fi fost din start făcut, punea una întreagă dintr-o capăt în altul, dar aici, uite, e adăugat. Deci cândva, ipoteza mea, cândva n-a fost acoperit pe scară și l-au făcut mai târziu. A, și ce am mai văzut la casa originală, mi-a arătat proprietarul tocmai era în reparație. Mi-a arătat aici pe o piatră la intrare că deci se făceau ipoteze de când datează casa. Mai niște cărți am găsit acolo că e mijlocul secolului XVIII. Ca tip, da, poate. Dar casa concretă, mi-a arătat proprietarul, era zgâriat pe piatră 851. Deci 1851, da, deci e mijlocul secolului XIX, casa da. Concretă. Dar tip respectiv de casă putea fi mult mai vechi. Cândva își făceau boieri așa, deci așa de influență balcanică. Vedeți? Aici are bănci de jur împrejur, am văzut multe case acolo în zonă de tipul ăsta, cu foișor mai mare, mai mic, dar toate erau cu bancă aici. Și dacă observați... Ei, oamenii erau micuți. Păi, dar nu era aici, era asta, puțin, stai aici, nu stai toată ziua. Oamenii aveau treabă, nu stăteau toată ziua la taclale, nu? Apropo, că înainte nu exista noțiune de timp liber. Se lucra zi lumină. Timpul liber era sărbătorile și ziua de duminică. Dar în rest nu exista timpul... Noțiunea de timp liber a apărut când a apărut ziua de muncă de 8 ore. Asta în primele țări, cred că
nu știu dacă a fost înainte de primul război mondial în vreo țară de zi de muncoptori, deja după primul război mondial treptat s-a ajuns în mai multe țări la ziua de muncă de 8 ore, asta în fabrici, dar în agricultură chiar și acum nu se lucrează obligatoriu 8 ore, dacă sunt munci care trebuie urgent făcute și atunci lucrezi mai mult ca să termini mai repede și până poți să te relaxezi, dar nu e ca în fabrică care e acolo, e ritmul tehnologic permanent și iarna și vara. Deci e decorată tot așa, da, aici la, în capul stâlpului avem coarnele de berbec. Chiar am văzut la unele case, undeva pe timpanul casei, chiar puse niște coarne de berbec adevărate prin centrul încoi.